Bună ziua, doamna Maria Nistor, director general al editurii didactice și pedagogice, este invitată a interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua și bine v-am găsit. Doamna Nistor, avem astăzi în fața ochilor un nou premier în persoana doamnei Viorica Dăncilă. Cum priviți dumneavoastră această schimbare de la nivelul guvernului în calitate de cetățean al acestei țări? Da, s-a vehiculat că avem o premieră până la urmă, însă, bineînțeles, în calitate de cetățean al României, pe mine chiar nu mă interesează dacă reprezentantul guvernului este o femeie sau un bărbat. Important este să-și facă treaba cu profesionalism, să țină cont că există un program de guvernare, avem niște indicatori de performanță pe care trebuie cel puțin să-i îndeplinim sau chiar să-i depășim, spun eu. Cât de pregătită credeți că este doamna Dăncilă să ocupe această funcție? Este cel din tâi premier femeie al României. Eu sunt evaluator pentru studenți și pentru cei din mediul privat sau eram înainte să vin la Ministerul Educației Naționale, nu-mi permit să comentez aceste aspecte. Sunteți director general al editurii didactice și pedagogice. Vă rog să explicați în câteva cuvinte pentru telespectatori, cu ce se ocupă mai exact instituția pe care dumneavoastră o conduceți? Păi, istoric vorbind, editura didactică și pedagogică există din anul 1951. Pentru primul an s-a numit editura de stat didactică și pedagogică. Din 52 o avem cu actuala denumire. În 91, în urma unei hotărâri de guvern, s-a transformat în regie autonomă și a fost regie autonomă făcând, după cum bine știți, o mare parte din manualele din această țară în decursul timpului, într-o primă parte chiar integral, până în 20 noiembrie 2017, când s-a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență 76, conform căreia editura s-a transformat din regie autonomă în societate pe acțiuni cu Ministerul Acționar Unic. O editură care, așa cum scrie în actul constitutiv, este de interes național, pentru că se va ocupa de manualele și implicit într-un cadru mai amplu de educația copiilor din această țară. Cu ce alte activități mai întreprinde această editură, în afară de cele menționate deja? Într-o primă etapă, ca să clarific asta cu cele menționate deja, în data de 12 decembrie a apărut un ordin al ministrului conform căruia se vor realiza pentru anul școlar următor manualele la clasa 1, clasa 2, durata lor de viață era de 4 ani și urma să expire în toamnă, precum și cele la loturile neofertate pentru clasa 3, 4, 5 și pe lângă asta avem manuale noi la clasa 6. Avem programa aprobată pentru gimnaziu și avem manuale noi și la clasa 6. Dacă anul trecut, ca să vă faceți așa o idee, dacă anul trecut am vorbit de 25 de tipuri de manuale care au fost scoase la licitație, așa numitele loturi scoase la licitație de către Ministerul Educației Naționale prin Centrul Național de Evaluare și Examinare, în acest an discutăm de un număr de 251, adică de 10 ori mai mult. Reforma, în ce costă reforma până la urmă, constă în faptul că pentru prima dată după mulți ani nu mai sunt discriminate minoritățile. Există grupuri minoritare în această țară care n-au avut niciun manual în ultimii ani. Nu mai sunt discriminate anumite culte. Era numărul de elevi, de exemplu, de la o minoritate precum sârbii. Este de 20 ceva pe ani. Acest număr de elevi este invers proporțional cu costurile pentru realizarea unui manual. Prin urmare, când exista această competiție cu toți actorii și din mediul privat și de stat, EDP, erau discriminate foarte multe minorități, iar anul trecut, ca să vă faceți o idee, am avut ofertate 19,47, am primit oferte la 19,47 din totalul de loturi pe care le-a scos Ministerul spre ofertare, adică sub 20%. Cam acesta a fost interesul pentru elevi manifestat pe piața liberă.
Practic, dumneavoastră susțineți că vor exista manuale și pentru anumite grupuri de minorități? Nu, nu vor exista manuale pentru anumite grupuri de minorități, pentru că aceste anumite tot așa am sunat discriminare. Vor exista manuale pentru toate minoritățile toate naționale minorități. Care doresc manuale. Și nu exista până acum. Exact. Și la fel și pentru toate cultele unde se dorește elaborarea de manuale. Însă aici foarte mult depindem și de autori, iar ce înseamnă autor astăzi? Orice profesor, orice cercetător care dorește individual sau într-o echipă să lucreze la elaborarea unui manual pe parte de conținut, conform programei în vigoare și ținând, bineînțeles, cont și de faptul că suntem în 2017 și încercăm să lucrăm într-o manieră interactivă, într-o manieră non-formală, adică un task precum rețineți sau memorați nu prea ar mai avea ce căuta într-un manual din punctul meu de vedere, însă nu eu le evaluez. Doamna Nistor, ce ne puteți spune despre parcursul dumneavoastră profesional? Ce vă recomandă, să spun așa? Dacă dați un Google, probabil o să vedeți și ce nu mă recomandă, dar stăm destul să de bine cu fake news ca să lămurim. Ok. Sunt absolventă a Facultății de Litere, secțiile engleză și germană. Sunt absolventă și a Facultății de Științe Politice Administrative și ale Comunicării din Cluj, unde am terminat Comunicare și Relații Publice. Am un masterat pe germanistică în context european și încă unul pe managementul relațiilor internaționale și al politicilor europene, iar un doctorat tot așa pe relații internaționale. Am fost student atât în România cât și în străinătate. Am obținut una dintre cele 12 burse oferite de guvernul canadian la nivel mondial pe cercetare. La fel, am mai fost în Canada într-o delegație europeană de tineret unde fiecare țară avea un reprezentant și chiar nu mă așteptam ca guvernul Canadei să mă aleagă pe mine. Mi-am depus CV-ul totuși pentru că sunt o persoană ambițioasă și consider că da, putem îndrăzni, însă bineînțeles că șansele erau destul de mici. Am fost bursieră și a statului german. Am mai făcut niște cercetare la Universitatea din Tarragona. Am predat și la Cluj, am predat și la Centrul Goethe, pe lângă Universitatea Babeș-Bolyai. Am lucrat și în mediul privat ca director științific cercetare-dezvoltare înainte să vin la București. Cred că ce o să mă... Până la urmă asta cu CV-urile și cu recomandările, ok, contează, însă aș vrea să mă recomande. Nu știu, 11 septembrie, 10 septembrie începe școala, toată lumea să aibă pe bănci manuale. Și să spunem că mă recomandă data de 11 septembrie, sau nu că mă recomandă, că mă confirmă data de 11 septembrie, pentru că fiecare lider își dă, după cum bine știți, un test în fiecare zi. Atât în interiorul echipei pe care o conduce, cât și în afara ei, prin parteneriate, prin relații interinstituționale. Aș vrea să discutăm puțin și despre un subiect care a stârnit multe controverse în spațiu public, de care ați amintit și dumneavoastră acum. Manualul unic, mai exact. Manual de bază. Un manual de bază, da. Așa. Zădărnicește acest manual de bază planurile a ceea ce presa am văzut ca anumită mafia manualelor despre care se tot vorbește? Acum, vedeți, într-o primă etapă, domnul ministru Liviu Marian Pop, care este până la urmă arhitectul acestui concept de EDPSA și inginerul sau mai degrabă bricolorul întregului mecanism, pentru că s-au schimbat niște plăci tectonice totuși în ceea ce privește piața manualelor din România, a afirmat într-adevăr la un moment dat că discutăm de mafia manualelor. On the other side, în revista presei de astăzi, văd un articol din Dilema Veche unde se spunea că un grup mafiot din Ministerul Educației încearcă să monopolizeze piața de carte școlară din România. Efectiv, am început să râd. De obicei, când ataci pe cineva, încerci să folosești niște metode mai voalate, mai originale decât atunci când ai un drept la replică, încerci să fii mai original din punctul meu de vedere în declarații, dar este strict punctul meu de vedere. Păi, ca să înțelegem, în primul rând, v-am spus, doar 20% dintre titlurile necesare clasei a 5-a au fost asigurate de către toți competitorii de pe piață. Ori dacă
Acești competitori invocă interesul elevului, trebuiau să fi făcut manuale pentru toate materiile, nu cum o să facă EDP-ul. În al doilea rând, era argumentul că fiecare profesor își cunoaște foarte bine elevii și știe ce manual s-ar potrivi pentru fiecare clasă. Ok, durata de viață a unui manual este, cum am afirmat anterior, de 4 ani. În acest an poți să ai o generație foarte bună, după care să lucrezi cu un manual, nu știu, care să meargă spre intensiv, cu un grad de dificultate mai ridicat, iar în anul următor, când ai doar mici retipăriri, ai același manual. Adică unde e asta cu profilul clasei? Sau, de exemplu, la clasa 1, la clasa 5, la clasa 9, de unde știi ce elevi urmează să ai? Dar haideți să lămurim puțin acest aspect. Cine e mafia manualelor? Cine face parte din mafia manualelor? Citez mafia. Nu știu în ce măsură aș fi... nu că aptă, că aptă, evident sunt. Nu știu în ce măsură... Încerc să mă exprim pe cât posibil diplomatic. Eu sunt mai tranșantă din fire. Ar trebui totuși să stabilim că... Nu există neapărat o mafie, în adevăratul sens al cuvântului, din punctul meu de vedere, scrie și în presă că am absolvit școala doctorală de relații internaționale și de securitate, dar n-ai nevoie de studii în domeniu ca să înțelegi asta. O grupare mafiotă este întotdeauna o grupare foarte bine organizată. Ori în piața manualelor n-am prea constatat. Am constatat tentative de organizare, am primit o grămadă de apeluri prin care ni se cere să stopăm legea manualelor. Vrem să avem un manual de bază care să fie bun de interes public, pentru că până la urmă asta este manualul. Fără a te limita strict la manualul de bază, iar acel manual care o să fie tipărit pentru toți elevii din țară va fi ales. Nu de către nu știu ce partid, nu de către domnul ministru, nu de către Maria Nistor sau mai știu eu ce alte teorii ale conspirației, ci va fi ales de către toți profesorii din țară. Prin proceduri transparente, după ce a fost declarat admis, deci facem o evaluare, Centrul Național de Evaluare și Examinare va realiza această evaluare. Avem mai mulți experți cooptați în acest an pentru evaluare, tocmai pentru a fi mult mai riguroși. Ulterior, avem și un metodist implicat în evaluare, avem și o persoană din mediul universitar, iar ulterior... Documentul în sine va primi avizul Academiei Române. Va primi sau nu va primi? Am încercat să introducem o rigurozitate maximă în toate aceste proceduri. Cum vor fi? Spuneați că inclusiv profesorii, toți profesorii din țară vor alege, vor participa la... Cum vor fi aceștia desemnați? Ok, ca să înțeleagă toată lumea, pe principiul Eurovision. Adică, orice manuscris, că discutăm de manual în stadiul de manuscris în acest moment, orice manuscris care întrunește niște criterii pentru a trece pragul de 85%, și aici discutăm strict de criterii de calitate, acum 2 ani, și acum 3 ani, și acum 4 ani, prețul era 50% din evaluarea calitativă a unui manual. Poate vă puteți explica, eu nu pot. Adică îmi pot, gândindu-mă că, ok, faci un preț de dumping, pui cu legile de 10 ori mai scumpe, manuale se vindeau ministerului aproape la preț de tipar, de cât te-ar costa efectiv doar tipărirea acestuia, pentru ca ulterior să se ia banii din auxiliare. Și aici chiar salut cordial reforma domnului ministru în ceea ce privește reevaluarea tuturor auxiliarelor de către CNE. Că tot ați amintit de materiale auxiliare. Odată cu manualul unic, le va mai fi permis cadrelor didactice, permisă folosirea acestor auxiliare? Deci avem acel manual de bază și, bineînțeles, și eu și toți cei care am predat știm că manualul este o oglindire a programei, până la urmă, o lectură personalizată a programei. Însă, un profesor de calitate, un profesor care muncește pentru a transmite și celorlalți cunoștințele lui pentru a-și activa elevii,
nu va folosi niciodată o singură resursă de învățare. Bineînțeles, sunt permise auxiliarele, însă cele cu avizul MEN. Și pe lângă asta se pot face fișe de lucru, există o bibliotecă școlară virtuală, o să existe resurse deschise pe care să le putem împărtăși, adică n-are rost să stea fiecare profesor să facă o fișă de lucru pe complementul direct, să spun așa, la limba română, când până la urmă sharing is caring. Ce le răspundeți acelora care susțin că se creează un monopol al statului pe piața manualelor? Se creează un monopol al statului pe piața manualelor pentru că în ultimii ani s-a putut dovedi un eșec de piață. Consiliul Concurenței susține foarte clar, dacă dovedești un eșec de piață, statul vine de fapt aici, intervine de ce? Intervine ca să se salveze pe el. Pentru că nu putem să ne jucăm cu educația următoarelor generații. Și a actualelor generații până la urmă, adică oamenilor care mâine ies la vot, a oamenilor care probabil o să ne plătească nouă pensiile și știm foarte bine că exodul creierilor nu este chiar așa o problemă minoră în România în ziua de astăzi. În ce măsură editura pe care dumneavoastră o conduceți este deschisă la colaborarea cu sectorul ONG? Noi facem cât mai multe parteneriate, efectiv cele care s-ar dovedi a fi utile în perspectivă, atât cu instituțiile statului, cât și cu mediul privat și cu partea de ONG. Eu, ca absolvent de relații internaționale, consider că niciodată nu poți să ai suficiente relații, suficient networking. Ok, se realizează evident o selecție a acestora. Dar bineînțeles, suntem deschiși la colaborare. Am fost recent la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, unde unul dintre domnii decani, Ovidiu Georgescu, a publicat și a lansat o carte pe care a publicat-o la Editura Didactică și Pedagogică. Mai am semnat săptămâna trecută un parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru că ei o să aibă între 12 și 16 martie Global Money Week, eveniment la care au câștigat anul trecut un premiu la Berlin și îi felicit pentru asta. Și bineînțeles, the best is yet to come. Abia am început să lucrez la aceste parteneriate. După cum știți, sunt director din luna august. Sunt evident o persoană foarte deschisă, însă pun mare accent pe performanță. Nu ne interesează foarte mult să avem dosare întregi de parteneriat, atât timp cât nu se schimbă nimic faptic și nu n-aș agrea doar aspectele teoretice. Revenind la zona de guvernare, care am și început, îl avem pe domnul Liviu Pop în fruntea Ministerului Educației. Ce relație aveți dumneavoastră cu acesta? Păi, oficial este șeful meu și este unul dintre oamenii pe care îi admir foarte mult. Bineînțeles, o mare parte din mass media, influențată mai mult sau mai puțin de edituri private, de partide, de toate mișcările astea și de toată instabilitatea actuală, încearcă să îi păteze imaginea. Din punctul meu de vedere, dacă nu era domnul ministru Liviu Marian Pop, această idee de a asigura totuși în anul școlar 2018-2019 manuale tuturor elevilor care au nevoie de ele, indiferent de minoritatea din care fac parte, indiferent de religie, indiferent de școala din care provin, este o reformă majoră, substanțială și bineînțeles că dumnealui, prin această gândire de a schimba ceva, a deranjat. A scos pe unii din zona de confort. Oamenii erau obișnuiți într-un fel, mecanismele erau clare, dintr-o dată se schimbă ceva și aceste riscuri nu cred că au fost calculate neapărat în prealabil de către alți actori. Îl susțin pe domnul Liviu Marian Pop. Îi mulțumesc pentru încrederea acordată
Și sunt convinsă că imaginea dumnealui pe partea asta de manuale o să aibă de câștigat, tot așa cum am spus, în 10-11 septembrie. V-am întrebat acest lucru pentru că am văzut că numele domnului Liviu Pop, mă rog, vehiculat, nu se mai regăsește în lista noilor miniștri ai guvernului doamnei Dăncilă. Ba mai mult, acesta ar fi înlocuit cu numele doamnei Caterina Andronescu, care știm că a mai fost ministru al educației. Aveți informații în sensul acesta? În primul rând, din punctul meu de vedere, este prematur și nu putem să ne apucăm noi să dăm cu zarurile, adică nu despre asta e vorba. Bineînțeles, există ipoteze și ipoteze, orice analist are scenariile lui pe care le probează cu variate metode. Până la urmă, oamenii care lucrează aici au programul de guvernare. Eu, la rândul meu, am niște obiective de atins, niște obiective pentru care am renunțat să merg să predau în străinătate. Eram deja de o lună la EDP și am spus clar, nu pot să părăsesc, nu pot să mă gândesc în aceste momente la interesul personal mai presus de cel național. La fel este, cred, și cu domnul ministru Liviu Marian Pop. Important este să meargă lucrurile înainte și să meargă, să nu fie distorsionate, să nu fie afectate de instabilitatea politică la nivel de nume, până la urmă. Pentru că programul de guvernare ar trebui să rămână același, eventual ok, să fie puțin îmbunătățit, să fie eliminați anumiți indicatori care deja au fost rezolvați, însă schimbări majore pe partea asta, oricum, de exemplu, în ceea ce privește manualele, ar fi mai mult decât tardiv să o iei de la capăt cu licitațiile, ca să faci ce? Să mergi pe aceeași cale bătută de atâția ani și să constați că te lovești de o poartă închisă din vari motive. La fel, toate funcțiile sunt temporare. Important este ca editura, unde am niște oameni deosebiți și le mulțumesc pe această cale, să meargă înainte cu succes. Egal dacă la conducere cu Maria Nistor sau cu oricine altcineva, însă cel puțin cu cineva la fel de competent ca mine sau mai competent, nu? Că despre asta este vorba. Nu vrem regres, vrem progres. Pe fondul acestei schimbări de la vârful guvernului, vă așteptați cumva să existe schimbări și în structura instituției pe care dumneavoastră o conduceți în acest moment? În structura instituției pe care o conduc eu în acest moment, bineînțeles, avem o adunare generală a acționarilor, un consiliu de administrație, iar eu ca director general sunt reprezentant al acestui consiliu și al AGA. Nu văd de ce, adică noi avem o organigramă clară, s-a lucrat la planul de afaceri, se știe clar de câte cărți este nevoie. Eu nu sunt pentru prima dată manager, mi-am calculat totul pe diferite ipoteze de lucru. Dacă există schimbări, vedeți, luând în calcul paradigma constructivistă, suntem într-o permanentă schimbare, adică într-o permanentă evoluție / involuție, dar e schimbare. Ne-am schimbat de la secunda precedentă, dacă o luăm pe chestiuni identitare, însă să nu ajungem la Humboldt. Dacă o să existe schimbări, o să încercăm să le gestionăm, bineînțeles, cu profesionalism. La fel cum facem și cu situația actuală. Doamna Nistor, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi, ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut. Și eu vă mulțumesc, o zi frumoasă! Mulțumim!